Salutare și bine ați venit! Pentru cei care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem clipuri cu și despre detailing-ul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. În clipul de astăzi, după cum ați văzut în secvențele anterioare, avem un Mercedes Benz E-Class, căruia i-am făcut interiorul, curățare completă, aplicare protecție ceramică pe piele, puțin polish la... Am polișat puțin consola centrală, era într-o stare foarte proastă. Ok, la exterior până acum am spălat-o, decontaminat-o, am polișat micile detalii, cum ar fi bandourile acestea, oglinda, partea asta îngustă, toată și mânerele și după mânere. Nu voi vorbi foarte mult în acest clip, după cum ați văzut am făcut clipuri separate pentru fiecare operațiune care am crezut eu că v-ar interesa. Așadar, fără prea multe cuvinte, vizionare plăcută în continuare. cam așa stăm fără finisare. Da, diferența dintre partea nepolișată și partea polișată. O precizare, avem zone ca aceasta, dacă se poate vedea, aceasta este o zonă concavă, da? Avem aici o adâncitură, practic materialul în partea aceasta pleacă în sus, ondulat spre interior, da? O zonă concavă. Aici vom avea probleme, să spunem, cu un pad de 5 inci sau mai mare, nu va prinde. El va prinde până undeva aici, iar aici vom vedea că, deși facem mai multe treceri, zgrieturile nu vor fi îndepărtate, pur și simplu. Așa că pe zone ca aceasta, dacă ne permite, vom lucra cu un pad de 3 inci, o mașină de polișat de 3 inci, iar dacă sunt zone și mai mici decât aceasta, cum ar fi pe la portbagaj sau pe la capotă, vom folosi paduri de 1 inci pentru a putea prinde chiar și acele mici zgrieturi din margini, de pe margine, de pe extremitățile acestea. Da, o mică precizare pe care am vrut să o fac.